Registra. Acolo mergea, da. Dar mi-a dat telefon și îi mulțumesc din suflet dacă asta a fost ideea. Adică m-a atenționat dacă cumva am dat drumul la cameră. Și noi riscam să facem filmul și nu-l registra. Gata. Deci ne frământă acum ideea asta să găsim cât mai multe informații despre Y pe care trebuie să îi obținem și să găsim perechile X și Y pe care să le prezentăm în plan. Ne-a dat etapele pe care... Da, mă, dar etapele, să vedem noi. Nu trebuie să memorez. Păi nu memorez, dar să le fac într-un mod ordonat, să știu cum să încep. Bun, gata, asta așa, așa încep. Uite, X de la minus infinit la plus infinit. Domeniul definiție, nu? Da. Prima problemă, domeniul definiție. Da. Și uite, am spus, F e definit pe F. Nu avem nimic de spus. Da. Și am început cu X și care înseamnă domeniul definiție și am fixat. Punem și derivat. Punem de desubt F derivat de X, așa ți-a spus, nu? În tabelul ăsta care îl construim, pe locul da. De desubt imediat, e derivata, da? Da. Apoi F de X. Și pe urmă, F de X, adică Y care o obține. De ce derivata? Pentru că derivata ne va ajuta, ne oferă informații suficiente pentru a vedea cum evoluează Y. Punctele extrem și intervalul de monotonie. Da. Și derivata a doua care ne oferă informații despre concavitatea și convexitatea funcției. Bun. Și începem acum. Să dăm și noi niște X mai la îndeună. Adică când X-ul e 0, da. Să găsim Y. Ce înseamnă când X e 0? Intersecția cu axa care? Pe ce axă e X? Asta este. Deci, a doua problemă, intersecția graficului cu intersecția graficului cu axe de coordonate, da? Da? Deci, graficul funcției intersectat cu Y prim înseamnă, de fapt, X-ul egal cu 0, iar Y-ul este ceea ce obținem, F de 0, care înseamnă 0. Deci când X-ul e 0, Y-ul care obținem este 0. Acum, ca să fac și la alte intersecții, facem pe Y egal cu 0 și X-ul va fi tot 0. Da. Deci intersecție, că o obținem 0, 0. Practic, intersecție cu amândouă. După care... Asimptote. Problema asimptotelor. De ce? Fiindcă ambele vreau să mă ocup de asimptota la plus infinit și la minus infinit. Deci, din ce motiv? Pentru că X și se duc și la plus și la minus infinit. Deci mulțimea este, domeniul este nemărginit. Și atunci, eu nu pot să mă duc să dau valori de astea continuu. Și atunci, am să văd, sunt obligat să trec la limită pentru ca să văd ce se întâmplă cu X și cu Y când X se duc la plus infinit. Pentru prima dată, asta fac. Da. Nu mă duc la asimptotă direct. Zic, limită pentru x tind de la plus infinit din f de x, egal cu limită pentru x tind de la plus infinit din x la 5 minus 5x. Și plus infinit. Să scoate x la 5 factor forță, atâna minte, face plus infinit. Deci face plus infinit. Când obții plus infinit, te gândești repede la asimptota oblică la ramura aceea. Da? Deci, la plus infinit, ne gândim la asimptota oblică Y egal cu mx plus m, da? Mx plus m. Unde m, ne amintim, asimptotă oblică, da? La plus infinit o facem. M egal cu limită, vorbește tu, Andreea. M egal cu limită pentru x timp de la plus infinit din m de x pe x. Da. Și egal cu limită pentru x timp de la infinit din... x la 5 minus 5, x supra x. Și face? Infinit. Să vedem că scoate un x, să se simplifică. Rămâne pe om de gradul 4 și atunci face plus infinit. Cum trebuiau să fie valorile m și n? Finite. Dar să le zicem m și n, finit, să le trecem. Deci nu există. Rezultă că nu există asimptotă oblică. La minus infinit acum. Limită pentru x tind de la minus infinit din f de x din funcție, da? Da? Și egal cu limita asta cât face? Minus. Din... Nu, că e minus. Da?
face minus infinit la... 5 va fi minus infinit, minus... Și cu minusul de la... Plus infinit, plus va face, infinit, da? Da. Deci va face plus infinit, sunteți convinși, nu? Deci scoatem pe x la 5 în factor comun și va face minus x minus infinit la 5. Și care face cât? Minus infinit. Minus infinit. Nu plus infinit. Da. Da? Minus infinit. Corect. Minus infinit. Asimptota oblică. Tot din aceeași motive, nu va exista emul și atunci nu avem asimptota oblică nici la ramură, nici spre minus infinit. E mai derivat. Verticală, nu avem, că nu avem puncte scoase din domeniul definiției, nu avem puncte de acumulare, cape de interval deschis acolo ca să fac stânga-dreapta. Sau mai în stânga sau mai în dreapta. Și atunci facem derivata pentru a câștiga informații, puncte de extrem și intervale de monotomie. Monotomie. F derivat de x egal cu 5x la 4 minus 5 egal 0. Egal cu 0. Adică 5 pe lângă x la 4 minus 1 egal 0. X la 4 minus 1 egal 0. Egal 0. Echivalent cu, cum o lucrăm pe asta? X la 2 minus 1 pe lângă x la 2 plus 1. X la 2 minus 1 pe lângă x la 2 plus 1 egal cu 0. Și x la 2 plus 1 nu poate să fie 0. Da. Diferit de 0. Înseamnă că x la 2 minus 1 să fie 0, da? Da. Și atunci x e plus, plus minus 1. X1, 2 da. Egal cu plus minus 1, da? Plus minus 1. Le trecem cele două ori, minus 1 și 1, în dreptul lor derivata e 0. Semnul derivatei este influențat numai de x la 2 minus 1. X la 2 plus 1 e pozitiv tot timpul, nu are contribuții. Dăm un x. Dăm pe 0. Și facem cât? 0 minus 1 minus 1. Deci, mecanic așa, între și se pune semn contra lua. Da. Dar nu mecanic, nu vreau asta. Pur și simplu dai o valoare acolo și găsesc pe semnul, da? Și pe urmă, iată, plus, plus, plus. F de imaginea lui minus 1 face minus 1 plus 5, 4, da. 4. Și 1, 1 minus 5, minus 4. Și atunci, conform semnului de aici, plus crește, da? Scade, scade. Unde vedem, scade. Și pe urmă crește. Și acum mă uit dacă valoric am sau nu, nu trebuia minus infinit și plus infinit aici. Da. Minus infinit și plus infinit. Așa. Valoric, dacă sunt ceva contradicții, de la minus infinit scade, crește la 4. E bine. Aici e un punct de maxim, rotund, așa va fi graficul. Aici este un punct de minim. Da? Și pentru că nu avem deloc informații, nu avem asimptote care să ne ajute să ducem riguros, ne ducem și la derivata a doua ca să vedem când e concav, când e convex. Da? F secund de x. F secund de x este egal cu 20x la 3-a. 20x la 3-a. Și atât, da? Egal cu 0. Înseamnă că x la 3-a egal cu 0. X egal cu 0. Și în 0 schimbă concavitatea. X la 3-a ca și cum ar fi x. La stânga e minus. Deci pe aici este minus derivata a doua. Și pe aici este plus. Pe unde e minus, nu ține apă. Da. Da? Așa. Și pe unde e plus, ține apă. Deci, convex. Înseamnă că pe aici este nu, concav. Da? Și pe aici convex, da? Da. Deci convex ține, concav nu ține. Da? Deci așa arată graficul. Chiar cum l-am desenat aici, arată și partea asta. Și acum, repede, după ce am cercetat tabelul și nu avem nicio contradicție și totul e perfect, începem să reprezentăm perechile de puncte.
Și avem o dată minus 1 și 4. X-ul e minus 1 și Y-ul e plus 4. 1, 2, 3, 4. Și aici rotund. E la anulare derivate. Apoi, când X-ul este 0, Y-ul este 0, da? 0, 0. Avem aici punct. Când X-ul este 1, Y-ul este minus 4. 1, 2, 3, 4. Și acum, n-am făcut totuși toate, la toate rădăcinile. Că se întâmplă următorul lucru. N-am găsit o rădăcină 0, 0. Dacă rezolvam 2, graficul de F intersectat cu XX prim, trebuia să luăm Y cu 0 aici, da? Y egal cu 0. Asta însemna ce ecuație avem de rezolvat. X la 5-a minus 5X egal cu 0. Înseamnă X pe lângă X la 4-a minus 5 egal cu 0. Înseamnă odată X1 egal cu 0. Și celelalte rădăcini din rezolvarea ecuației X la 4-a. X la 4-a minus 5 egal cu 0. Da? Adică e vorba de X1, 2 egal cu 2, 3. Cu radical din plus minus radical ce 4 din 5. Așa avem? Da. Deci plus minus radical ce 4 din 5. Adică, mai clar, două sunt complexe aici și două sunt reale. Că pe X la 4 minus 5, îl pot zice ca fiind X la 2, totul la 2 minus radical din 5 la 2. Pot așa la vedea. X la 2 minus 15 la 2. Așa, la 2 minus B la 2. Deci apare acolo X la 2 minus radical din 5 pe lângă X la 2 plus radical din 5. Asta nu are, nu furnizează, egal cu 0, nu furnizează, că e totdeauna în miere, n-am rădăcini reale. Și dă numai asta. Și atunci voi avea X 2, 3 egal cu plus minus radical din radical din 5, adică radical din ce 4 din 5, ca să înțelegem bine. Așa încât la minus radical din ce 4 din 5, Y este 0, minus radical din ce 4 din 5, cam, e mai este egal minus 1, da. Y este 0, și radical din ce 4 din 5, iar și Y este 0. Am sezizat asta aici, că vineam de la minus infinit și treceam peste axă și mi-am dat seama că tai axa X-lor, nu? Și de aceea am zis, băi, stai o secundă, că e ceva nu în regulă. Așa că undeva pe aici am, cât am zis, minus radical indice 4 din 5, cam cât este, minus 1 și ceva, nu-i minus 2. Că 2 la 4 ar face 16. Deci minus 1,2, minus 1,3, așa. Pe aici pe undeva. Dacă ăsta e minus 1, atenție la reprezentare acum. Foarte aproape trebuie să fie. Da? Pe aici pe undeva. Așa trebuie să se întâmple. Așa că, iată, rotundul este, acest punct mă leagă, mă ancorează bine și în concavitatea aceea nu mă duc așa pe aici cu. Uite, dacă eram obraznic, aveam să mă duc așa pe aici. Păi nu-mi dă voi minus radical indice 4 din 5, e minus 1 și ceva. Deci sunt foarte aproape. Și atunci mă duc pe aici. Iar eu dacă aș fi dus așa, fără să am punctul de aici, selectam din plan alte perechi de puncte. Care n-aveau nicio treabă cu egalitatea de acolo. Deci, atenție mult, dacă nu ne dă autorul prea multe argumente,
dar nu obținem noi prea multe elemente care să ne ducă spre clasarea cu siguranță și cu precizia graficului, mai dăm noi. Dau și pe minus 2 să văd. Când x egal cu minus 2, uite ce fac. Mi-au eu un punct în plus, da? Pentru x egal cu minus 2, f de minus 2 face minus 2 la 5-a, minus 5 ori minus 2. Și face? 2 la 4, așa, minus 32, da? Minus 32. Minus 32 plus cât? 10. Adică face minus 22. Deci când x-ul este minus 2, asta a fost minus 1, minus 2, iată, y-ul este minus 22. Da, ce aproape. Da? Deci foarte strâns aici. Deci insist pe chestia asta. Când nu ai suficiente elemente pentru trasarea cu precizie, mai dai tu niște puncte ca să-l ancorezi bine graficul. Apoi mă duc în forma asta concavă. Deci concav merg până în 0 și în 0 dat îmi schimb. Mi-am schimbat. Da? Aici devine convex. Rotundul aici jos, la 4. Și din același motiv viu foarte aproape. Da? Viu foarte aproape de... Este o simetrie perfectă în grafic. Da? Este o simetrie față de cine? Față de origine. În graficul acesta. Asta e graficul funcției. Bun. Mergem mai departe. Alte funcții. F de x egal cu? Egal cu x la 4 minus 10x pătrat plus 9. X la 4 minus 10x pătrat plus 9. Plus 9. Ce pe mâine pe departe? F e definită pe R cu valorile. Da, da. E definită pe R cu valorile. Următoarele 3 sunt fac. Întâlnești felul mai grele. Pentru ea e dificil deocamdată, e prima parte. Apoi azi le-am făcut. Așa, și îi se pare că e ceva nou. Deși am mai discutat noi despre grafice. Da, ați spus. Da, când mă spuneam, ce rost are? Da, acum s-au adunat toate. Asimptote, monotonii... Derivate, proteste, toate, da? Ei, deci, practic, motivul pentru care s-a făcut limite, limita te-a ajuns să faci derivate, da? Derivate e o limită, în final. E o limită a raportului incremental. F de x minus f de x 0, spai x minus x 0. Și se întoarce acum derivata spre, sau oferă informații foarte importante pentru studiul unei funcții. Adică pentru a ști cum evaluează y-urile după o rețetă dată. Că asta e povestea. Ai funcția aceste, o rețetă, după care obții niște y. Și acum cauți informații cât mai bune, mai precise, ca să știi foarte clar cum obții y-urile aceia, care zona în care ei cresc, descresc, toată povestea, când s-o atinge un maxim, din mulțimea y-urilor care apar, când se întâmplă să am un maxim, când se întâmplă să am un minim, da? Asta e toată povestea. Și începem cu tabelul. Eu încep cu tabelul, că tot trebuie să-l fac. Pe parcurs, cum găsesc informații, pun în tabel. Da? X de la minus infinit la plus infinit. Aici f... F derivat de x. F de x și F derivat de 2x. F de x și F derivat de 2. Așa, și... Deci graficul lui F, intersectat cu xx'. Cine este 0 pe axa x-ilor? Pe axa y-ul, da? Y egal cu 0 înseamnă ecuația aceea. X la 4 minus 10 x la 2. Ori facem prin Horner, ori notăm cu x la 2 cu un t, da. Se vede că e ecuație bipătrată asta. Da? Se merge foarte bine așa.
rădăcinile sunt care acolo. Deci facem y cu egal cu 0, ceea ce ar fi echivalent cu y, x la a patra minus 10 x la a doua plus 9 egal cu 0. Delta este x, 64. Deci x1, t, dacă notat cu t acolo, t1 egal cu... Deci s-a notat x pătrat egal cu t și t1... 10 plus minus egal cu 64. T1 egal cu 9 și t2 egal cu 1. Că ce două numere adunate fac 10 și mulțite fac 9. Da? 9 și 1. Deci rezultă că x1, 2, x1 egal cu 3, x2 egal cu minus 3, aici x1, x3, hai să zic, egal cu 1 și x4 egal cu minus 1. Deci cele patru valori sunt 1, minus 1, 3 și minus 3. Cred că le și trecem. Da? Da. Deci minus 3, minus 1, 1 și 3. În dreptul lor y cu este 0, 0, 0 și 0. Ce facem acum? Vedem semnul. Hai să facem graficul lui F intersectat cu Y, Y'. Da. Graficul lui F intersectat cu Y, Y'. Păi X-ul trebuie să fie 0 aici. X-ul 0, Y-ul este 9. X-ul este 0 și Y-ul 9. Da? Și ce urmează? După ce am făcut intersecția cu axele de coordonate, limită la plus minus infinit. Da. Se vede că la plus infinit este plus infinit. Și la minus infinit e tot plus infinit. Din cauza că x la a patra a scos factor forța, da? Da. Pe urmă. Asimptotii nu o să avem oblice. Nici verticale. Verticale n-am scos nimic din domeniu. Da. Și oblice, m-ul și n-ul, dacă m-ul face plus infinit, n-ul nu mai există. Nu ne mai pune problema. Și derivata acum, nu? Ca să căpătăm informații despre monotonia funcției și intervale de monotonie. Da. F derivat de x. Și puncte de extrem. F derivat de x face... x la 3 minus 20x. 4x la 3 minus 20 x. X egal 0. X pe lângă 4x pătrat minus 20 egal cu 0, x1 egal cu 0 și x2, 3, egal cu 24, 5, plus minus radical din 5, parcă, nu? Că x pătrat, plus minus radical din 5. Le trecem și noi pe x1 egal cu 0, la derivată, punem acum, 0, în dreptul 0, 0 și minus radical din 5, cam cât face? Minus 2 și ceva, nu? Da, da. Pe aici este plasat. Minus radical din 5 și apoi pe aici radical din 5, în dreptul lor derivata e 0, 0. Și acum dăm o valoare, una pe zona asta, pe minus 1, la derivată. Era aici, da? 4x la 3 plus minus 4, nu? 4 plus 20. 20. Adică e plus. E plus. Pe urmă e minus pe aici. Alternează semnul. Da. Că nu e rădăcină multiplă de ordin 4. De ordin 2. Sau 4 sau 6. De ordin 4. Ci toate de o singură dată întâlnite ca rădăcini. Așa de aceea, în dreptul rădăcinilor întâlnite odată, de 3 ori, de 5 ori, semnul alternează. Așa, încât aici alternează minus și plus. Dacă nu sunteți convins, dați, vezi decât să dați o valoare. Și veți constata că este bine ce spun. Acum, facem valorile în punctele minus 3. Am trecut aici la derivată. Nu era 0 acolo, era minus radical din 5 ori 2 astea. În minus 3? E bine, nu? În minus 3 este 0 funcția. Da. E bine, e bine. Acum să facem și f de minus radical din 5, radical din 5 și de 0, dar e deja nouă făcută. Da. Deci facem f de minus radical din 5. F de minus radical din 5. 25. Deci face 25. Minus 10 ori 5, minus 50, da?
plus 9. Plus 9. Minus 25 plus 9. Minus 6. 25, 9, 16. Minus 16. Deci face minus 16. Aici tot minus 16, am impresia că face. E radical din 5 la 4 la 25, da. Tot minus 16, da? Asta. Spunem săgeții datorate semnului. Da. Scade. Crește. Aici dacă scade și pământul crește, e un punct de minim. Da? Deci la funcție aici primul minim. Crește în continuare. Și scade și apoi max. Deci max. Așa un rotund de la noi derivate. Scade în continuare. Crește. Este un punct de minim. Și crește și crește. Nici o contradicție. De la plus infinit scade până la 0, scade până la minus 16, crește la 0, crește la 9, scade la 0, scade la minus 16, crește. E perfect. Dar nu-s contradicție. Dar cum îmi dau seama dacă ar fi o contradicție? Păi dacă ar spune scade de la minus infinit, dacă da. Limita a fost minus infinit, și scade de la minus infinit, cum să mai scade la minus infinit? O prostie. Și atunci spun, opa, ori limita greșită, ori semnul derivate. Și fac, refac limita. Și dacă tot limita e bună, după ce o refac, fac semnul derivate. Înseamnă că semnul derivate e greșit. Uh-huh. Elimin contradicții. Da? Ca să fie perfect. Cum este acum. Și acum, f secund de x. De regulă nu prea să faci asta. Uh-huh. Îți dai seama, dacă ai asimptote, ai totul, îți merge de la sine. Dar, în cazul ăsta, fiind polinomial, ne faci și derivata a doua. 12x pătrat minus 20. Cât este? 12x pătrat minus 20. Egal 0. Înseamnă 12x pătrat egal cu 20. X pătrat egal cu 20. Pentru un 4, 5 pe 3. Adică x1, 2. Egal cu plus minus 5 pe 3. Iată că sunt două valori distincte, importante. Asta ne și ancorează, ne spune cum schimbăm concavitatea, convexitatea. Minus radical din 5 pe 3, cam cât să fie? Între minus 1 și 0. Între minus 1, tu zici? 5 pe 3, e 1 și ceva. Și radical din 1 și ceva. Radical din 1 și ceva este 1 și ceva. Că dacă ar fi din 1, ar face 1, dar 1 și ceva, e dincolo de minus 1. Deci mă placez dintre minus radical din 5 și minus 1, cu minus radical din 5 pe 3. Da? Gândeți bine? Încă o dată. Da. 5 împărțit la 3 face 1 și ceva, radical din 1 și ceva face 1 și ceva. Așa că zic și eu aici. Pe minus radical din 5 pe 3. Și pe radical din 5 pe 3 în partea asta. Radical adânc. Și acum imaginea în dreptul 0 și 0. Da? În dreptul 0 și 0 la derivată. Și ca o ecuație gradul 2. Între rădăcini am să am minus și în afară plus. Fac f de radical din minus radical din 5 pe 3. Deci f de minus radical din 5 pe 3 și face 25 pe 9 minus 5 pe 3, așa este, da? Da. Plus 9. Amplificăm prin 3 și 3 și face 25. 25 minus 15 plus 81. Minus 15 plus 81 totul supra 9. Și face 10 91 pe 9. Aproximativ 10, nu?
Dar noi trecem 91 pe 9. Dacă reprezentăm în grafic, să știm cam cât este. De 91 pe... Nu, după 3. Aici trebuie să-l trecem, da? Între minus 16 și 0, trecem pe 91 pe... 9. 91 pe 9. Și dincolo tot 91 pe 9 va fi. Datorită simetriei, când facem acolo, fiindcă e la putere pară. Deci, trec și aici 91 pe 9. Și acum o să șterg undeva în urmă și să căutăm să reprezentăm cu foarte multă atenție. Voi pe caițel acolo trebuie să reprezentați cu, aveți pătrățelele acele, nu la caietule, dar și reprezentați cât se poate de corect. Dar având unitatea de măsură, ca să selectăm în final, doar din plan, acele puncte să le reprezentăm care sunt perechi, ca căror coordonate, X și Y, verifică relația aceea. Y egal cu X la a patra, minus 10X la a doua, plus 9. Când X-ul este minus 3... Când X-ul e minus 3, 1, 2, 3, Y e 0. Deci aici, da? 8. Da. Când X-ul e 3, X-ul este 3, Y este 0. 1, 2, 3, da? 0. Este radical din 5, este 16. La minus radical din 5, adică minus 2. Minus 2 și ceva, minus 2,2, zicem așa, 24,500 și, da? Cam așa. 2,3, 2,4. Minus 2,3. Y-ul cât este? E minus 16, da? 1, 2. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. E cam multe ori mai am în spațiu. Voi faceți-l riguros. E nu 16, numărați acolo. E foaie. Și ăsta este un punct. Când... Este radical din 5, este plus 16. Când este radical din 5, adică 2 și ceva, aici 6, zicem, este 16. 16 chiar mai sus, nu? Aici e 10, parcă se cumpără să mai. Când e minus radical din 5 pe 3, minus 1 și ceva. E tot minus 16, e minus 16, ai dreptate. Da, e plus. Ne păcărește, Andreea. Da, și eu tot zic. Păi, este minus fixă. Când X-ul este minus radical
dat din 15 pe 3, a dat 91 pe 9. 91 pe 9, adică aproape 10. Aproape 10. Așa. Deci aici e aproape 10. Așa am venit, nu, Andreea? Da. Când și la radical 5 pe 3 tot. Când x-ul e minus 1. Da, e și la radical. Ăsta a fost minus radical 5 pe 3. Așa, așa, și radical 5 pe 3 e tot așa. Apropo de simetrie, nu? Ca să trecem punctele simetrice, așa. Când x-ul e minus 1, când x-ul e minus 1, y este 0. Așa. Când este 1, este tot 0. Când este 1, tot 0. Și... deci am o steluță pe unde trece graficul. Aici... să duce la 91 pe... E o contradicție aici. Adică cum se duce el de la minus 16 la 91 pe 9 fără să treacă și prin 0? Deci mai taie axa X-ul înseamnă. Ori nu-i că bine calculat 91 pe 9, poate cu minus. Hai să mai facem o dată... F de radical din minus 5. Deci facem F de radical din, nu, minus radical din 5 pe 3. Și avem x la a patra care va fi 25 pe 9 minus 10x la a doua minus 10 ori 5 50 pe 3. Era 5 pe 3. Noi am scris 5 pe 3, am scris 50 pe 3. Am zis 50 pe cât? Am scris 5 pe 3, nu 50 pe 3. 5 pe 3? Minus 50 pe 3 plus 9. Și când aducem la aceeași numitoră, aici amplificăm cu 3. Și aici cu 9. Și face 25 minus 150 plus 81. Pe 9. Și care face cât? Minus 125 plus 81. Deci minus 125, 81. 4, 4, da? Cu minus 44. Minus 44. Minus 44 pe 9, da? Minus 44 pe 9. Vezi? Minus 44 pe 9. Deci, ăsta nu are ce căuta sus. Este, în clipa asta, minus 44 pe 9, care îi, cât ar fi? Cam 5, minus... Este mai sus decât a fost minus 16. Da. 44 la 9 ori... 6, deci 4 și ceva, da? Da. Nu, 5, 45. 44 se apropie de 5. Da. Deci de 5 ori aproape. De minus 5 ori. 1, 2, 3, 4, 5. Deci pe aici undeva ajung. Asta e rotund, că e provenit de la anularea derivatei. Da? Bun. Și de asemenea și punctul ăsta nu are ce căuta sus. Da, e tot. Tot aici. Și în simetrie perfectă, îl găsim în zona asta. Da. Și ăsta este un punct de minim rotund. Da. Și acum. Acum zice așa, când limita la minus infinit e plus infinit, deci vine de la plus infinit, ca să-l ancorez, nu știu, mă duc în stânga, în dreapta, dacă așa avut o asimptotă m-aș fi ajutat,
mai dau două, trei valori, dau pe minus 4, minus 5. Și 9 e punct de maxim. Și 9, când x-ul e 0, y-ul este 9, da? Da. Cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iată-l aici. Și 9 punct de maxim. Și acum? Vine de la minus. De la, când e minus infinit plus infinit, coboară, scade, trec prin axa y-ilor la minus 3. Mă duc și aici rotund, că punctul de coordonate minus radical din 5, minus 5. Da? Minus radical din 5, y-ul e minus 16. Da, e bine. Da? Se întoarce. În forma asta urcă până aici. Atenție! Acum, deci am uit așa, este un punct de inflexiune, deci ce se întâmplă? Nu mai merge tot așa, ci vine un pic. Aici s-a torsionat graficul, aici s-a torsionat. De acum se duce, merge până sus așa, în forma asta, concavă. Da? Deci atenție! A fost convex, aici se torsionează, se pleacă concav, se întoarce, atins punctul de maxim, vine jos în forma asta concavă și nu are cum să continue și aici se torsionează. Se schimbă concavitatea aici. Da? Și aici se întoarce, da? Eu n-am respectat unități de măsură, trebuie să recunosc. Voi dacă le-ați respectat, eu n-aveam cum să o fac. Cam asta. Deci aici apare un punct de inflexiune. Aici și unde mai apare? Și în partea asta, punctele de inflexiune. Aia nu prea se observă. Nu se observă că n-am respectat, dar dacă m-aș fi dus eu așa și aș fi mers așa, 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 n-am cum. Deci tot așa, adunat, n-aveam cum să mă întorc. Deci, vezi? Apare punctul de inflexiune. Că aici viu până la poziția asta. Și pe urmă se îndreaptă așa. Și pe urmă se întoarce. Deci din cealaltă așa, pe urmă se întoarce de ea forma concavă. Nu se simte foarte bine, dar undeva pe traseu trebuia să se întâmple asta. Nu puteam să merg așa și până să mă întorc. Trebuia graficul să simte torsionare. Se simte, aici se torsionează la minus radical din 5 pe 3 și la radical din 5 pe 3. Așa arată graficul funcției acestea. Da, destul de interesant, așa, cu punctele de inflexiune venite pentru precizia, pentru a crește precizia traselei graficului. Și acum, altă funcție. Ultima. Ce funcție ai? Funcție. E de x egal cu x la 3 asupra x minus 1 la 2. X la 3 asupra x minus 1 tot la 2. Totul la a doua. Da, avem și un punct de acumulare, da. Adică f îi depinde pe r mai puțin 1. Da. Așa că vom studia stânga, dreapta lui 1, asimptotă verticală. Așteptăm să fie acolo, da? Să vedem cum... De ce f îi depinde pe r? Minus mulțimea formată din 1 cu valori în r. Da. Și acum să vedem toate celelalte. Te rog, începem cu ce? Cu tabelul, nu? Ai văzut. Dar să adunăm elementele pe parcurs, cum le obținem, le adunăm și
Mai la sfârșitul, după ce făceam graficul, da, mai egalam f de x egal cu m și m e număr natural și veneam, vedeam nu, niște grupare. M fiind real, până. M aparține lui R. Lui Z de multe ori. Noi facem cu R. E, da, e mai aparținut el și până interes. Da, e ca și cum ar fi M pe dreapta asta care intersectează graficul așa și facem intervale, ca la rol. Discuția unei ecuații după un parametru, la seara am discutat noi, și discuția după prima metodă grafică. Da, prima metodă grafică. Asta se cheamă, traseți graficul. O să discutăm imediat și povestea asta, ca să vezi de ce. Cât de important este să facem graficul, practic. Da? De acolo găseam valorile pe număr rădăcinos și intervalele care se găsesc acestea, da? Număr rădăcinos pentru ecuația aceea pe care avem un parametru. E de parcă aia cea altă. Da. E de parcă aici. Uite, ca să ne înțelegem. Dacă ai fi avut de rezolvat ecuația următoare, m pe lângă x minus 1 la pătrat egal cu x la 3. Deci, să zicem că îți propunea cineva să se rezolve ecuația asta. Care, mă rog, mai stricat un pic, însemna să ridic la pătrat aici, să zicea m x pătrat minus 2 m x, așa, egal cu x la 3 plus 1. X la 3 plus m. Da? Să se discute după M, numărul rădăcinos și intervalul în care se găsesc acestea pentru ecuația 3 gradul 3. Da? Totul aranjat într-un singur membru, ca să fie da, și mai corect. Deci ai fi avut X la 3 minus MX pătrat plus 2MX plus M egal cu 0. Mă, uite mai clar. Deci se dădea să se discute după el numărul rădăcinilor și intervalele în care se găsesc acestea. La momentul acela când o vedeai, nu era chiar la îndemână, pentru că prin șirul rol nu prea merge. Că derivata nu este drăguță, nu se oferă rădăcini. Ei așa au făcut-o pe aia cu rol. Unde? În culegeri la răspuns. Aceea cum e, da, în loc de metoda grafică făcută pe rol? Probabil că dispărea parametrul. Da, dispărea la derivare. Asta e o șansă aici și n-am nicio șansă să fac așa. Pentru că derivata M este avansat și pe la X și la X pătrat. Se menține la derivată. Când rădăcinile sunt în funcție de derivată, poziționarea lor prin rol e o problemă complicată. De aceea, într-o astfel de situație, ca o să izolez pe M de aici. Adică toți cei cu M într-un singur membru, faci toată povestea și ajungi la M egal cu, vei ajunge la M egal cu X la 3 supra X minus 1 la pătrat. Deci din ecuația aceea, izolând pe M, ajungem la așa ceva. Și acum, o gândești pe asta ca o funcție, acum zici fie F de X funcția egal, expresia din dreapta lui M, egal cu X la 3 supra x minus 1 la pătrat și te apuci să trasezi graficul funcției acesteia. Și fiindcă y egal cu f de x, adică egal cu y cu funcția acesteia, mături de jos în sus cu paralele și locurile în care se intersectează înseamnă că m egal cu y cu funcții. Și atunci ai x și. Deci asta este motivul foarte important. Iată că plecând la nevoia de a rezolva ecuația asta, ajungem la nevoia de a trasa grafic funcții acesteia, da? Deci, iată, suntem în situația asta, pornim la treabă repede, cu x de la minus infinit la plus infinit, aici f derivat de x, f de x, și f secunde x pentru trasarea cu precizie maximă, pentru că trasarea graficului bine când treci cu paralele și mături intersecțiile acelea, le vezi în ce interval să duc, ca să găsești rădăcini cu cât mai multă precizie.
Și acum zicem, ce facem? Facem... Îi definim pe el în afară de 1. Da. Aici e 0, 1 pe aici undeva. Bară la funcție și la derivată. Și la derivată a doua, deci nimic nu mai există în 1. Și atunci spunem limita la graficul F intersectat cu X, X prim. Înseamnă cine? Y pe egal cu 0. Adică X la 3 supra X minus 1. La pătrat egal cu 0, înseamnă că x egal cu 0. Deci când x-ul e 0, y-ul este 0. Când invers, când graficul lui f intersectat cu y, y prim, facem pe x egal cu 0. Și sigur, y-ul va fi 0. Avem 0, 0. Da. Bun. Mergem mai departe. Să vedem limita la plus minus infinit. Și limită pentru x tinde la plus infinit. Problema asimptotelor, cu alte cuvinte, începem acum. Da. Din f de x egal cu limită pentru x tinde la plus infinit. Din x la 3 asupra x minus 1 la pătrat și face plus infinit. Și atunci te gândești la asimptota oblică spre ramura asta. Deci la plus infinit este plus infinit. Și y egal cu mx plus n, nu? Y egal cu mx plus n, adică m egal cu limită pentru x tinde la plus minus infinit, la plus infinit mai întâi. Din f de x și face cât? F de x pe x, parcă, da? F de x pe x. Face 1, gradele sunt egale 1. Și dacă m egal cu 1, n va fi egal. M de f de x minus f de x, adică x la 3 supra x minus 1 la pătrat minus, minus x din toată bucata asta și egal cu limită pentru x tinde la plus infinit din x la 3 minus x la 3, ridicăm deodată, da? X la 3 minus 2 plus 2x pătrat, așa este? Plus da. 2x pătrat și plus minus x, nu? Minus x. Și asta de 0. Totul supra x minus 1 la pătrat. Infinit. Și x la 3 cu x la 3 se duc și face 2. 2. Da? Că gradele sunt egale, 2. Așadar, spre plus infinit, y egal cu x plus 2 este asimptotă oblică. Oblică spre plus infinit, da? Spre plus infinit. Și spre minus infinit o facem. Deci, limita la minus infinit este minus infinit. Da? M-ul va fi tot 1, că x la 3 supra x la 3 va veni. Da. Deci M e 1. N tot 2? Cred că tot 2. Dacă M e 1, da. Da. Așa asta e Y egal cu X plus 2 și spre minus infinit, da? Și spre minus infinit. Asimptote oblică de la un capăt la altul. După ce am văzut problema asimptotelor, să epuizăm și asimptota verticală. Comportarea, să vedem, a graficului în jurul lui 1, stânga-dreapta lui 1. Deci asimptotă verticală, limita la stânga lui 1 egal cu limita x tinde la 1 crescător, deci în partea stângă, din x la 3 supra x minus 1 la pătrat și face 1 supra 0 pozitiv, e la pătrat. Face plus infinit. De stânga face plus infinit, de dreapta face tot plus infinit, din același motiv. Că e la pătrat acolo. Și înseamnă că x egal cu 1 se comportă ca asimptotă verticală, atât, sau graficul se comportă asimptotic pe dreapta asta, și în stânga, și în dreapta.
Și să vedem derivata, nu? Da. F derivat de x. F derivat de x egal cu 3x pătrat pe lângă x minus 1 la pătrat minus x la 3-a ori 2 pe lângă x minus 1. Totul supra. X minus 1 la pătrat. Și egal mai departe cu, spunem. Și egal cu... un x minus 1 este un factor comun. Da, x minus 1. Și chiar un x pătrat. Da. Da? Deci x pătrat pe x. Și atunci rămâne 3x minus 3. Din prima, nu? 3x minus 3. Nu, rămâne avărat. 3x minus 3, da. Da. Și din a doua... Minus 2. Nu, dar... Nu, păi rămâne de la x. A, da, 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 da. E pătratul, da? Deci 3x minus 3 și minus 2x. Minus 2x. Minus 2x, că x minus 1 l-a scos și x pătratul l-a scos. Minus 2x. Supra x minus 1 la a 4. Și este egal cu? Se reduce. X minus 1. Așa, x minus 1 cu asta. Aș lăsa totuși, să știi, ca să nu-și aducă contribuția la semn numitor. Da. Și lași așa, x la a doua pe lângă x minus 1 pe lângă x minus 3 totul supra x minus 1 la a 4. Când stabilesc semnul derivatei, numitorul nu mai am treabă cu el. E pozitiv tot tipul. Și acum... Dar ce e x? 3 x minus 2x. Nu, dar e 3 minus... 3 x minus 2x? X. Unde am greșit aici? E 3 minus x acum? Nu, e pe. E 3x, nu e 3 minus 1. Păi 3-ul rămas și-o rămas un x minus 1. Nu. No. Că am scos mai x minus 1. Da, e x minus 1 la pătrat, da? Da. Bun. Deci x pătrat pe lângă x minus 1, pe lângă x minus 3, da? Și aici ca rădăcine așa avea x1 egal cu 0, x2 egal cu 1, ca să țin cont de semn, și x 3 egal cu 3, da? Dar atenție, la 0 dublă, e de două ori, că e x pătrat. Ca să nu să știu bine când stabilesc semnul acolo, că nu se va schimba semnul dreptului de 0. Și acum, pentru semnul derivat, îl fac deoparte ca să nu mă urc. Și e vorba de ce valori trec aici? 0, 1 și 3. 0, 1 și 3, de la minus infinit la plus infinit, 0 e de două ori, în dreptul lor derivata e 0, 0, 0, și dau o valoare pe intervalul ăsta. Pe intervalul ăsta. Minus 1. Minus 1. Minus 1 la a doua 1, minus 1, minus 1, minus 2 și cu minus aici, plus. Da. Minus cu minus, plus, deci merg cu plus. Și fiindcă 2, fiindcă 0 e de două ori, merg continuare cu plus, nu schimbă semnul dreptul ei. Când mă schimbă ca să ai întâlnit o singură dată minus și întâlnit o singură dată plus. Așa arată semnul derivat, numai că în derivat în dreptul lui 1 nu punem 0, e bară. Așa, da. La 0 la derivată 0, 1, 3, în 3 este 0, începem cu plus, plus, minus, plus. Semnul l-am copiat și l-am pus aici. Bun, ce mai am acum? Am făcut asimptotă, F de 3. F de 3 ne ducem, face 27, deci F de 3 egal cu 27 supra 4. 27 pe 4, cam cât vine? 6 ori 4, 24, 7 ori 4, 28, dar mai aproape de 7, nu? Da.
Deci, aproximativ 7, să ținem ori și noi, aproximativ 7, valoarea acolo. Și cam atât, nu? Da. Așa că am să șterg în partea asta, să trasăm graficul funcției. Da, deci este vorba de funcția, e graficul funcției acestea. Avem 0 și 3, a, 0 și 7 puncte de aia. Sau nu? Da, 7 puncte de aia. Ca să știu cum să trasez axa X, X-o, nu? Văd că nu am... acolo, ce este aici? Scade și prumpești pe un punct de minim. Da, da. Deci graficul va fi situat mai mult pe partea de sus. Da. Da? Așa că axa X-o îl pun mai jos și să reușesc să trasez și eu graficul. Mai multe precizie. Apucați-vă, da? V-ați apucat. Sunteți înaintea mea. Nu trebuie să mă așteptați cu mine, că am deschis tabla. Și așa, ieși. X, X prim. Y. Este 0, 0, 0. În 3 este apucat. 1, am asimptota verticală. Deci ducem dreapta asta. Da. M-am și asimptota oblică să o duc Y egal pe X plus 2. E, când X-ul e 0, Y-ul e 2. 1, 2. Și ea este prim, paralel cu prima bisectoare, care e panta 1. Dacă asta e prima bisectoare, cam așa vine și facem tot asta. Când X-ul e... Da? Cam asta este. Dreapta, Y. Dacă nu vedeam două puncte. X-ul minus 2, Y-ul e 0. Deci, Y egal cu X plus 2. 0, 0. Când sunt în stânga lui 1 plus infinit, graficul pe aici este, unde asimptote. Când dincolo de 1 tot plus infinit, de aici. Când e 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y-ul este aproximativ 7, am zis la ei, nu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aici mă plasez, asta e un punct de minim. Și asimptota, spuneți, mă apropii de ea. Clar că în zona asta nu văd cum arată graficul. Asimptota mă ajută foarte mult să trasez cu precizie. Spuneți, mă lipesc de ea. Iată, asta e zona. M-am apucat de grafic fără să mai spun monotonia, ei scade, crește, dar să înțelege, nu? Crește, 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 scade, crește. Și când X-ul e 0, n-am mai făcut derivata a doua, dar simt că, vă spuneam, asimptotele sunt cele care mă ajută foarte mult. Și, pe urmă, derivata a doua îmi va spune că pe traseu, pe aici, se schimbă concavitatea. Deci vine așa și undeva simte, oare e în zero, o să produce un punct de inflexiune.
Mai spuneți cum arăta derivata a întâia, e derivat de x, era egal cu x parcă pe lângă... x pe x pătrat pe lângă x minus 1, pe lângă x minus 3, supra x minus 1 totul la 4. X minus 1 totul la 4. Da. Sigur că simplificăm. Da, încă simplificăm. Și egal cu x la a doua pe lângă x minus 3, supra x minus 1 totul la a treia. Așa arată, da? Și ca să vă conving, nu rămâi decât simt nevoia unui punct de inflexiune obligatoriu aici, pe traseu. Să vă conving, nu fac decât să fac derivata a doua. F secund de x egal cu prima derivată înseamnă... Hai să introducem și pe x la a doua în interior acolo. Faci x la a treia minus 3x derivat, faci 3x pătrat minus 3. De acord? Da. 3x pătrat minus 3 pe lângă x minus 1 la a treia și minus x la a treia minus 3x, x la a treia minus 3x pe lângă x la a treia minus 3x pătrat. X la a treia minus 3x pătrat, că mulțim cu x la a doua, adică asta e problema. Pe lângă 3, pe lângă x minus 1 la a doua. Supra x minus 1 la a șasea. Și egal cu, observăm că scoatem un x minus 1 totul la a doua și un 3. Și atunci aici rămân x pătrat. În prima paranteză, un 6x. Unde? X pătrat minus 6. Deci x la a treia minus 3x, nu? Și derivat 3x pătrat. Am greșit eu? Hai să mai vedem cu dată. Deci, era așa x pătrat pe lângă x minus 3, da? Și dacă înmulțim pe x la 2, din x la 3 minus 3x pătrat, x la 3 minus 3x pătrat. Și derivat vine 3x pătrat minus 6x. Aici ce-ai spus, nu? Foarte bine. Minus 6x. Foarte bine.